Salut, iubitorilor de orez! Astăzi vom pătrunde în minunata lumea orezului și vom explora toate modurile uimitoare în care acest bob umil poate aduce beneficii sănătății tale. Știu că există o mulțime de confuzii și informații greșite despre orez, unii spunând că ar trebui să-l eviți complet, dar adevărul este că orezul poate fi un aliment incredibil de nutritiv și vindecător, dacă știi cum să-l prepari corect. Voi împărtăși cu voi câteva secrete pe care majoritatea doctorilor nu le spun. Vom analiza știința din spatele motivului pentru care orezul este de fapt bun pentru tine și îți voi oferi câteva sfaturi simple pentru a maximiza beneficiile sale pentru sănătate. Crede-mă, până la sfârșitul acestui videoclip vei dori să adaugi din nou orez în meniul tău. Înainte de a începe videoclipul de astăzi, vreau să-ți cer o favoare rapidă. Dacă îți place acest conținut și îl găsești util, te rog să-ți faci timp să dai un like acestui videoclip și să te abonezi la canalul meu. Mă ajută enorm și îmi permite să continui să creez mai multe videoclipuri informative ca acesta. Mulțumesc mult pentru sprijinul tău. Acum, să începem cu elementele de bază. Orezul este o sursă excelentă de carbohidrați, care sunt sursa de combustibil preferată a corpului tău. Carbohidrații au o reputație proastă, dar adevărul este că ai nevoie de ei pentru a rămâne energizat pe parcursul zilei. De fapt, mulți sportivi de top se bazează pe orez ca aliment de bază în dietele lor pentru energie sustenabilă. Dar nu tot orezul este la fel. Orezul brun este o putere nutrițională plin de fibre, mangan, seleniu, magneziu și vitamine B. Acești nutrienți sunt esențiali pentru tot, de la digestie la metabolism și până la menținerea oaselor și mușchilor sănătoși. Chiar și orezul alb are beneficiile sale. Este o bună sursă de folat, o vitamină B care este deosebit de importantă pentru femeile însărcinate pentru a preveni defectele congenitale. Și iată un fapt amuzant. O ceașcă de orez alb are de fapt mai mult folat decât o ceașcă de orez brun. Bine, dar ce facem cu vârfurile de zahăr din sânge și problemele cu insulina care vin odată cu consumul de orez? Ei bine, urmează să-ți dezvălui un mic secret care îți va schimba pentru totdeauna modul în care gândești despre orez. Se numește amidon rezistent. Vezi tu, atunci când gătești orezul și apoi îl răcești în frigider, se întâmplă ceva magic. Procesul creează amidon rezistent, un tip de fibră care rezistă digestii și acționează mai degrabă ca un prebiotic care hrănește bacteriile prietenoase din intestin. De ce acest lucru este atât de important? Ei bine, s-a demonstrat că amidonul rezistent îmbunătățește sensibilitatea la insulină, scade nivelul de zahăr din sânge, crește senzația de sațietate și chiar stimulează metabolismul. Dintr-o dată, orezul trece de la a fi un carb rău la un super aliment. Nu voi uita niciodată prima dată când am încercat acest truc cu amidon rezistent. Eram sceptic, dar am decis să gătesc o cantitate mare de orez, să-l las să se răcească complet și apoi să-l reîncălzesc a doua zi. Nu-mi venea să cred diferența în felul în care m-a făcut să mă simt, fără mai multe căderi de energie sau senzații de foame la o oră după. Eram convins. Deci, cum poți folosi acest secret al amidonului rezistent pentru tine? Este de fapt foarte simplu. Urmează acest pași. Gătește orezul ca de obicei, fie că este alb, brun, basmati sau sălbatic. Lasă orezul să se răcească complet. Poți să-l pui în frigider peste noapte sau să-l întinzi pe o tavă de copt pentru a accelera procesul de răcire. Reîncălzește orezul când ești gata să-l mănânci. Voilà, amidon rezistent. Îmi place să fac o cantitate mare de orez duminica pentru a mânca pe parcursul săptămânii. Este un mod simplu de a avea mereu la îndemână o opțiune de carbohidrat sănătoși. Poți să-l pui în salate, stir fry-uri, supe sau să-l mănânci ca garnitură. Posibilitățile sunt nesfârșite. Un alt sfat este să combini orezul cu grăsimi sănătoase, proteine și legume bogate în fibre pentru a echilibra masa. Încearcă să adaugi legume sotate și pui sau somon peste orez brun. Sau fă un bol de orez cu fasole neagră, salsa, avocado și un strop de brânză. Delicios! Hai să vorbim puțin mai mult despre cum orezul poate aduce beneficii sănătății tale digestive. Dacă suferi de probleme precum colită, sindrom de colon iritabil, boala Crohn, constipație sau diaree, orezul ar putea deveni noul tău cel mai bun prieten. Amidonul rezistent din orez acționează ca un prebiotic, ceea ce înseamnă că hrănește bacteriile bune din intestinul tău. Aceste bacterii produc acizi grași cu lanț scurt, precum butiratul, care hrănesc celulele colonului și reduc inflamația în tot tractul digestiv. Studiile au arătat chiar că consumul de orez poate ajuta la ameliorarea diareei prin întărirea scaunelor, iar fibrele din orezul brun te pot menține regulat și pot preveni constipația. Destul de uimitor, nu-i așa? Desigur, sistemul digestiv al fiecăruia este diferit, așa că este important să asculți corpul tău. Unele persoane cu tulburări digestive severe pot avea nevoie să limiteze fibrele sau să evite anumite alimente. Dar pentru majoritatea oamenilor, încorporarea orezului ca parte a unei diete echilibrate poate face minuni pentru sănătatea intestinului. Acum vreau să dau o avertizare importantă. Doar pentru că orezul are toate aceste beneficii uimitoare pentru sănătate, nu înseamnă că ar trebui să-l consumi fără măsură. Controlul porțiilor este încă esențial. O regulă bună este să te limitezi la aproximativ o jumătate până la o
ceașcă de orez gătit pe masă. Asta este cam de mărimea mâinii tale cuprinse. Amintește-ți, orezul este încă relativ bogat în carbohidrați și calorii în comparație cu alte alimente, așa că nu vrei să exagerezi, mai ales dacă încerci să slăbești. Totul este despre echilibru. Combină o porție rezonabilă de orez cu o mulțime de legume non-amidonoase, proteine slabe și grăsimi sănătoase. Și nu te teme să experimentezi cu diferite tipuri de orez pentru a menține lucrurile interesante. Încearcă orez brun, roșu, negru sau sălbatic pentru o varietate de arome și nutrienți. Bine, să recapitulăm ce am învățat astăzi. Orezul este o sursă nutritivă de carbohidrați care îți poate alimenta corpul și îți poate oferi vitamine și minerale esențiale. Răcirea și reîncălzirea orezului creează amidon rezistent, un tip de fibră care are beneficii uimitoare pentru sănătate, precum îmbunătățirea sensibilității la insulină și hrănirea bacteriilor bune din intestin. Orezul poate fi un aliment util pentru probleme digestive precum colita, IBS, constipație și diaree prin întărirea scaunelor și reducerea inflamației. Controlul porțiilor este important. Țintește o jumătate până la o ceașcă de orez gătit pe masă și echilibrează-l cu alte alimente sănătoase. Sper că acest lucru ți-a oferit o nouă apreciere pentru bobul umil de orez. Poate fi cu adevărat o adăugare delicioasă și nutritivă la o dietă sănătoasă. Deci care este concluzia? Nu te teme de orez. Indiferent dacă preferi orezul alb, brun sau sălbatic, există atât de multe moduri de a te bucura de acest bob versatil ca parte a unei diete echilibrate. Cheia este să practici controlul porțiilor, să-l combini cu alte alimente bogate nutrienți și să profiți de secretul amidonului rezistent prin răcirea și reîncălzirea orezului. Papilele tale gustative și corpul tău îți vor mulțumi. Te provoc să încerci să încorporezi orezul în mesele tale din această săptămână într-un mod sănătos. Și amintește-ți, nu este vorba despre perfecțiune, este vorba despre progres. Schimbările mici pot duce la rezultate mari în timp. Mulțumesc mult pentru vizionare! Dacă ți-a fost de ajutor, te rog să dai like și să distribui acest videoclip și abonează-te la canalul nostru pentru mai multe sfaturi despre nutriție. Ne auzim data viitoare!